Domnișoara Natalia Alexandra Bucium, ați fost membră în juriul concursului de interpretare a muzicii populare Ion Pătreuș de aici, de la Baia Mare, ediția a 8-a, 2016. Recunosc că pentru mulți din sală a fost o surpriză prezența dumneavoastră în juriu, pentru că veniți dintr-o altă dimensiune muzicală, veniți din muzica din canto clasic, dar până la urmă lucrarea unei voci presupune același tip de efort, fie că este vorba de muzica populară sau de canto clasic, și cred că experiența dumneavoastră de scenă și de viața artistică au fost importante toate aceste lucruri pentru deciziile pe care juriul le-a luat. Ați văzut evoluând 42 de tineri, soliști vocali și instrumentiști. Cu siguranță v-au interesat mai mult vocile lucrate ale tinerilor interpreți de folclor. Spuneți-mi care a fost impactul acestor tineri asupra urechii dumneavoastră exersate. Da, mulțumesc pentru toate precizările. Vreau să menționez că nu sunt doar, n-am terminat doar conservatorul, că am terminat un liceu de muzică, am făcut 8 ani de vioară, 2 ani de violoncel, vreo 14 de pian, deci nu sunt o necunoscătoare a muzicii și populare, colaborez cu Ansamblul Transilvania din 2014, am fost profesoara lor de canto, a balerinilor, am concertat împreună, i-am ajutat să înțeleagă ce înseamnă tehnica vocală. E foarte important și ca muzica populară să aibă niște baze și să nu cântăm doar cu o voce pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ci cel mai important e să știm, să o lucrăm ca să persiste o viață întreagă și să ne putem bucura de calitățile vocale o viață întreagă. Pentru că atunci când nu știm tehnică vocală, s-ar putea să rămânem fără voce dacă nu știm să o folosim cum trebuie. Un maramureșan de-al dumneavoastră și un român de-al nostru, de-al tuturor, Grigore Leșe, spunea: horele sunt numai una. Asta înseamnă că undeva există o rădăcină a muzicii, o mamă a muzicilor. Și cred că de aici putem și porni dialogul, sau putem continua dialogul cu dumneavoastră de la această idee, că muzica are o rădăcină comună, indiferent că este, cum spuneam, o muzică cultă sau una tradițională, una populară, una care vine dintr-un mediu necultivat academic, dar cultivat de secole și de mileniu de cântec. Cred că ne bazăm pe o intuiție, pe ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. Toată lumea pornește, inclusiv cei care studiază muzica clasică, de la anumite calități cu care se nasc sau de la anumite daruri. Da? Pe acelea le putem duce într-o direcție sau în alta, dar toți avem, așa cum avem suflet, avem calități, o bază, intuiție, o putere divină. Competițiile nu vă sunt străine nici dumneavoastră și pentru că știu că ați trecut de-a lungul vieții, de-a lungul școlarizării, să spunem așa, muzicale, dar și de-a lungul carierei muzicale prin diferite competiții. Îndrăznesc să vă întreb, pentru că până la urmă pregătirea pentru un concurs este aceeași în toate domeniile culturii și mai ales a culturii muzicale. Ce trebuie să aibă în vedere un interpret sau un instrumentist atunci când se pregătește să intre într-un concurs? Ce-l sfătuiți? Cu ce trebuie să vină pregătit? Cred că cel mai mult contează să aibă voință și o dorință clară să ajungă un țel, un scop. Dacă urmărește un premiu, trebuie să știe foarte clar că în momentul în care nu îl câștigă, care sunt repercursiunile. Dacă urmărește, eu știu, să evolueze cu el însuși, atunci lucrurile se pun în valoare altfel. Pentru că atunci când
îți dorești să evoluezi, lucrurile care ajung juriului sau publicului sunt cu totul altele. Valorile date sunt altele. Atunci când vrei să obții un premiu sau o valoare materială, nu mai reușești să transmiți cu sufletul ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu. E greu, ați spus că e nevoie de aceeași pregătire pentru un concurs de muzică clasică sau pentru unul de muzică populară. Eu aș ține să precizez că nu e chiar așa și că diferențele sunt foarte mari în nivelul de pregătire. De exemplu, ca să fii un bun pianist, cred că e nevoie să studiezi cam 8 ore pe zi pentru a ajunge undeva în muzica de operă, cel puțin 2 ore pe zi. Iar pentru muzica populară totul e mult mai ușor, mai lejer. Dar trebuie să ai acea forță de la Dumnezeu, ca să poți să exprimi o tradiție care e de milenii, să poți să o duci mai departe, e cu totul altceva, e o altă... O altă dimensiune. Mă gândeam, în primul rând, când v-am spus lucrurile acestea, la pregătirea psihologică. Pregătirea psihologică a unui concurs... Când trebuie să intri în concurs, ce se întâmplă? Exact. Acolo spuneam că, până la urmă, lucrurile sunt cumva apropiate. Da. Așa e. Păi emoțiile sunt aceleași. Eu am emoții când trebuie să cânt muzică populară, când trebuie să cânt operă, când sunt în juriu, când trebuie să mă duc să dau un premiu. Am același tip de emoție, pentru că sunt eu în fața unui public. Ce spun, trebuie să mă gândesc la toate lucrurile. Ce se poate întâmpla cu emoția? Emoția trebuie controlată. Cum? Prin respirație. Există multe metode de a controla emoțiile. Dar cel mai curios e că am participat la multe concursuri, dar n-am fost niciodată în juriu. Ei, de anul trecut e al treilea concurs la care sunt în juriu și mă întrebam ce se întâmplă dincolo de scenă. În momentul în care există un concurs, ce se întâmplă cu cei care stau în juriu, cu cei care critică, oare ei ce crede despre mine eu, concurentul? Și acum aveți răspunsul. Da, absolut. Absolut, l-am primit la primul concurs. Cred că lucrurile trebuie să se întâmple firesc, lăsate pregătirea care există în spate să poată fi evidențiată în momentul interpretării. Și nu cred că există om care să fie în juriu și să fie cu un gând negativ asupra unui anumit concurent. Noi, din juriu, vrem să apreciem valoarea și să notăm cu notele cele mai mari oamenii care sunt implicați, în care vedem o sămânță de artist. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să dialogăm pe această temă. Abia aștept să vă revăd și pe scenă și în juriu și să ne bucurăm împreună de spiritul muzicii. Mulțumesc mult de tot!